Secretele Succesului Cum să vă faceți prieteni și să deveniți influenți De Dale Carnegie Partea a doua. Modalități prin care să-i faci pe oameni să te placă. Capitolul 3 Dacă nu procedezi astfel, vei avea necazuri. În anul 1898 s-a produs un eveniment tragic în Rockland Country, New York. Un copil a murit, iar în acea zi lumea se pregătea să meargă la înmormântare. Jim Fairley s-a dus în grajd să își scoată calul. Pământul era acoperit cu zăpadă. Aerul era rece și proaspăt. Calul nu mai făcuse mișcare de zile întregi, iar în timp ce era dus la șgheanul cu apă, el s-a rotit în joacă, a aruncat cu ambele copite în aer și l-a ucis pe Jim Fairley. Astfel, satul Stony Point a avut parte de două înmormântări în loc de una. Jim Fairley a lăsat în urma lui o văduvă și trei băieți, precum și o asigurare de câteva sute de dolari. Fiul său cel mare, Jim, avea 10 ani și a mers să lucreze într-o cărămidărie, învârtind nisip și turnându-l în matrițe, apoi, întorcând cărămizile pe margine pentru a se usca la soare. Acest băiat, pe nume Jim, nu a avut niciodată șansa să învețe prea multă carte. Însă, cu genialitatea sa naturală, s-a priceput să se facă plăcut oamenilor, astfel încât a intrat în politică. Iar, pe măsură ce anii s-au scurs, și-a dezvoltat o abilitate ieșită din comun de a-și aminti numele oamenilor. Nu a intrat niciodată într-un liceu, însă, înainte să împlinească 46 de ani, patru universități i-au acordat diplome onorifice iar el a devenit președinte al Comitetului Național Democrat și diriginte general al Poștei Statelor Unite. L-am intervievat odată pe Jim Fairley și l-am întrebat care e secretul succesului său. El a afirmat, munca asiduă, iar eu i-am spus, hai, nu glumi. El m-a întrebat care cred eu că este secretul succesului său? Eu am răspuns. Înțeleg că poți reține prenumele a 10.000 de persoane. Nu, te înșeli, a spus Ior. Nu pot să rețin prenumele a 50.000 de oameni. Fii sigur de asta. Abilitatea respectivă l-a ajutat pe domnul Fetley să îl aducă pe Franklin Roosevelt la Casa Albă atunci când a administrat campania lui Roosevelt în anul 1932. În anii în care Jim Fairley a călătorit ca reprezentant de vânzări pentru un producător de Ipsos și în perioada în care a activat ca funcționar în Sandpoint, a construit un sistem de memorare a numelor. La început, acesta era simplu. De fiecare dată când întâlnea o persoană nouă, el afla numele complet a acesteia și unele informații despre familia sa, afacerile și opiniile ei politice. Își fixa bine în minte datele, ca parte a unei imagini, iar la următoarea întâlnire, chiar dacă aceasta avea loc după ani de zile, era în măsură să îi strângă mâna, să întrebe ce mai fac membrii familiei și nalbele din curtea casei. Nu e de mirare că și-a dezvoltat un mare grup de admiratori. Timp de câteva luni, înainte de începerea campaniei pentru președinție a lui Roosevelt, Jim Fairley a redactat sute de scrisori zilnic, adresate oamenilor din statele vestice și nord-vestice. A urcat într-un tren și, în 19 zile, a parcurs 20 de state. Și o distanță de 12.000 de mile, călătorind cu trăsura, trenul, automobilul și vaporul. Ajungea în oraș, se întâlnea cu alegătorii la masa de prânz, la micul dejun, la ceai și la cină, și purta cu ei o discuție de la om la om. După care pleca în viteză către următoarea destinație. Imediat ce s-a întors în Est, a scris o scrisoare unei persoane din fiecare oraș pe care l-a vizitat, cerând o listă a tuturor oaspeților cărora le-a vorbit. Lista finală conținea mii și mii de nume și, totuși, fiecarei persoane de pe listă i s-a acordat onoarea de a primi o scrisoare personală din partea lui James Fairley. Scrisorile începeau cu dragă Bill sau dragă Jane și se încheiau mereu semnate Jim. Jim Ferlie a descoperit de vreme că omul obișnuit este interesat de numele său mai mult decât toate celelalte nume de pe pământ puse la un loc. Amintește-ți acel nume, rostește-l cu ușurință și vei oferi un compliment foarte eficient. Însă uită sau rostește-l greșit și ai un dezavantaj major. De exemplu, odată am organizat la Paris un curs pe tema discursului public și am expediat prin poștă formulare de înscriere tuturor rezidenților americani din oraș. Secretarele franceze, posedând aparent puține cunoștințe de limba engleză, au introdus numele la mașina de scris. Și au făcut în mod natural gafe. Administratorul unei mari, mari bănci americane din Paris, de exemplu, mi-a trimis o dojană usturătoare pentru că numele său fusese dactilografiat greșit. Uneori e dificil să îți amintești un nume de familie, în special dacă acesta e greu de pronunțat. În loc să încerce să îl învețe pe de rost unele persoane îl ignoră și folosesc numele mic al persoanei. Sid Levy a discutat o vreme cu un client pe nume Nicodemus Papadoulos. Majoritatea oamenilor îl numesc pur și simplu Nic. Levy ne-a spus: Am făcut un efort special de a i repeta numele de familie de câteva ori înainte de a-l suna la telefon. Atunci când l-am salutat rostindu-i numele întreg, bună ziua domnule Nicodemus Papadoulos, el a fost șocat. Timp de aceea, câteva minute, nu am primit niciun răspuns din partea lui. În cele din urmă a spus cu lacrimile rostogolindu-i se pe obraj. Domnule Levi, în toți cei 15 ani de când mă aflu în această țară, Nimeni nu a făcut vreodată efortul de a-mi rosti numele corect. Care a fost motivul din spatele succesului înregistrat de Andrew Carnegie? El a fost numit Regele Oțelului, deși știa puține lucruri despre fabricarea oțelului. Avea sute de oameni care munceau pentru el și care știau mult mai multe despre oțel decât el. Însă, știa cum să se poarte cu oamenii, iar acesta a fost lucrul care l-a îmbogățit. El a manifestat de timpuriu un fler pentru organizare, un geniu în sfera leadership -ului. Până când a împlinit 10 ani, a descoperit importanța uluitoare pe care oamenii o acordă propriului lor nume, și a folosit această descoperire pentru a obține cooperarea. Pentru a explica. Pe când era copil și se afla în Scoția, a primit un iepure, mai precis, o mamă iepuroaică. În curând a avut un cuib întreg de iepuraș și nimic cu care să îi hrănească. Însă a avut o idee strălucită. Le-a spus băieților și fetelor din cartier că dacă vor ieși afară și vor culege suficient trifoi și destule păpădii pentru a hrăni iepurii, el le va da numele lor. Planul a funcționat de minune, iar Carnegie nu l-a uitat niciodată. După ani, el a făcut milioane de dolari utilizând în afaceri aceeași psihologie. De exemplu, a dorit să vândă șine de oțel companiei Pennsylvania Railroad. Edgar Thomson era pe atunci președintele Pennsylvania Railroad. Astfel, Andrew Carnegie a construit o fabrică uriașă de oțel în Pittsburgh și a numit-o Edgar Thomson Steel Iată o întrebare. Vezi dacă poți ghici răspunsul. Atunci când Pennsylvania Railroad a avut nevoie de șine de oțel, de unde crezi că le-a cumpărat Edgar Thomson? De la Sears? Rebook? Nu, nu greșești. Mai încearcă o dată. Când Carnegie și George Pullman se luptau pentru supremație în domeniul vagoanelor de dormit, regele oțelului și-a amintit încă o dată Lecția iepurilor. Central Transportation Company, pe care o controla Andrew Carnegie, se afla în competiție cu firma pe care o deținea Pullman. Ambii se străduiau să obțină contractul cu Union Pacific Railroad, luându-se în coarne, scăzând prețurile și distrugând orice șansă de a obține vreun profit. Atât Carnegie cât și Pullman au mers la New York pentru a se întâlni cu membrii Consiliului de Administrație de la Union Pacific. Întâlnindu-l pe rivalul său într-o seară la San Nicolas Hotel, Carnegie a spus Bună seara, domnule Pullman! nu e așa că suntem doi nebuni? Ce vrei să spui? a întrebat Pullman. După care, Carnegie i-a mărturisit ce avea în minte, o unire a intereselor lor. A descris în termeni strălucitori avantajele care ar fi de curs în colaborare, în locul rivalității. Pullman a ascultat atent, însă nu era pe deplin convins. La urmă a întrebat, cum ai numi noua companie? Iar Carnegie a răspuns prompt. Păi, Pullman Palace Car Company, evident. Chepul lui Pullman s-a luminat. Vin în camera mea, a spus el, pentru a discuta detaliile. Această discuție a făcut istorie. Politica de memorare și de onorare a numelor prietenilor și asociațiilor săi a fost unul dintre secretele conducerii lui Andrew Carnegie. El a fost mândru de faptul că se poate adresa multora dintre muncitori pe numele lor mic și s-a lăudat că în perioada în care s-a aflat personal la conducere, nicio grevă nu a tulburat vreodată activitatea din fabricile sale de oțel. Benton Love, președinte al Texas Commerce Backshores, crede că, pe măsură ce o corporație își lărgește dimensiunile, ea devine mai rece. O modalitate de a încălzi, a spus el, este să îți amintești numele persoanelor. Directorul executiv, care îmi spune că nu poate reține numele persoanelor, recunoaște că nu își poate aminti o parte semnificativă a afacerii și operează pe nisipuri mișcătoare. Karen Kirsech, de la Ronciopulos Verdes, California, însoțitoare de zbor pentru compania Teua, și-a făcut un obicei din a memora numele cât mai multor pasageri și din a li se adresa pe nume atunci când îi servește. Acest lucru i-a adus multe complimente legate de serviciile sale, exprimate atât ei direct cât și liniei aeriene. Un pasager a scris: O perioadă nu am mai zburat cu Teua, însă, de acum înainte, voi folosi numai serviciile acestei companii. Simt că linia dumneavoastră aeriană a devenit una foarte personalizată, iar acest lucru este foarte important pentru mine. Oamenii sunt atât de mândri de numele lor încât încearcă să îl perpetueze cu orice preț. Chiar și bătrânul și gălăgiosul Burnham, cel mai mare artist al vremii sale, dezamăgit de faptul că nu avea fii care să-i poarte numele, i-a oferit nepotului său, Sally, 25.000 de dolari pentru a lua numele de Burnham Sally. Timp de secole, nobilii și magnații i-au sprijinit pe artiști, muzicieni și autori, cu condiția ca aceștia să le dedice operele bibliotecile și muzeele datorează cele mai bogate colecții unor oameni care nu pot suporta gândul că numele lor vor dispărea din memoria colectivă New York Public Library își are colecțiile Astor și Lenox Metropolitan Museum perpetuează numele lui Benjamin Altman și Morgan. Și aproape fiecare biserică este înfrumusețată de vitralii ce comemorează numele donatorilor. Multe dintre clădirile situate în campusurile universitare poartă numele celor care au donat sume mari de bani pentru această onoare. Majoritatea oamenilor nu își amintesc numele de persoane. Din simplul motiv, Că nu investesc timpul și energia necesară pentru a se concentra, a repeta și a-și fixa numele permanent în mintea lor. Își caută scuze, sunt prea ocupați. Probabil că nu au fost mai ocupați decât Franklin Roosevelt, iar el a găsit timp să memoreze și să își amintească chiar și numele mecanicelor cu care a venit în contact. Să mai dau un exemplu. Compania Chrysler a construit o mașină specială pentru domnul Roosevelt, care nu putea folosi un automobil standard pentru că avea picioarele paralizate. Chamberlain și un mecanic au livrat mașina la casa albă. Am în fața mea o scrisoare din partea domnului Chamberlain în care acesta relatează L-am învățat pe președintele Roosevelt cum să manevreze o mașină cu o mulțime de dispozitive neobișnuite. Însă, el m-a învățat pe mine multe despre arta rafinată a relațiilor cu oamenii. Când am sunat la Casa Albă, scrie domnul Chamberlain, președintele a fost extrem de plăcut și de vesel. Mi-a spus pe nume, m-a făcut să mă simt în largul meu. Și m-a impresionat în special prin faptul că era în mod esențial interesat de lucrurile pe care trebuia să îi le arăt și să îi le explic. Mașina a fost proiectată în așa fel încât să poată fi manevrată manual în întregime. O mulțime de oameni s-au adunat pentru a o vedea. Iar el a remarcat: Cred că e minunată! Tot ceea ce trebuie să faci e să atingi un buton iar ea se mișcă și tu o poți conduce fără efort. Cred că e grozav. Nu știu ce o pune în mișcare. Mi-ar plăcea să am timp să o dezmembrez și să văd cum funcționează. Când prietenii și asociații lui Roosevelt au admirat mașina, el a spus în prezența lor, Domnule Chamberlain, apreciez timpul și energia pe care le a investit în dezvoltarea acestei mașini. E o treabă absolut minunată. A admirat radiatorul, oglinda retrovizoare specială și ceasul, farul special, tipul de tapiserie, poziția scaunului șoferului, valizele speciale din portbagaj cu monograma sa pe fiecare din ele. Cu alte cuvinte, a observat fiecare detaliu pe care știa că l-am gândit îndelung. A avut grijă să atragă atenția doamnei Roosevelt, domnișoarei Perkins, secretarul muncii și secretarei sale asupra acestor diverse piese de echipament. A chemat până și hamalul casei albe și a spus, George, ai mare grijă de aceste valize. Când lecția de șoferie s-a încheiat, președintele s-a întors către mine și a spus: Ei bine, domnule Chamberlain, cei din Sistemul Federal de Rezerve mă așteaptă de 30 de minute. Cred că ar fi bine să mă întorc la lucru. Am luat cu mine la Casa Albă un mecanic. I-a fost prezentat lui Roosevelt la sosire. Nu a vorbit cu președintele, iar Roosevelt I-a auzit numele o singură dată. Era un tânăr timid, care a rămas retras. Însă, înainte de a ne părăsi, președintele s-a uitat la mecanic, i-a strâns mâna, i-a spus pe nume și i-a mulțumit pentru că a venit de la Washington. Și nu era nimic superficial în această mulțumire. Președintele a fost sincer. Am simțit acest lucru. La câteva zile după ce m-am întors în New York, am primit o fotografie cu autograf de la președintele Roosevelt și o mică notă de mulțumire, în care își exprima încă o dată mulțumirile pentru asistență. Pentru mine rămâne un mister felul în care a găsit timp să facă asta. Franklin Roosevelt știa că una dintre cele mai simple. Mai evidente și mai importante modalități de a câștiga bunăvoința semenilor era să își amintească numele persoanelor întâlnite și să îi facă pe oameni să se simtă importanți. Dar, câți dintre noi pun în practică acest principiu? În jumătate dintre situațiile în care ni se face cunoștință cu o persoană străină, discutăm timp de câteva minute și nici măcar nu ne putem aminti numele acesteia în momentul în care trebuie să ne luăm la revedere. Una dintre primele lecții pe care le învață un politician e aceasta. Ați aminti numele unui alegător e o dovadă a capacității de conducere politică. A lui ta. Înseamnă că Vei fi uitată la rândul tău. Iar abilitatea de a-ți aminti nume e aproape la fel de importantă în afaceri și în contactele sociale pe cât este în politică. Napoleon al iii Împăratul Franței și nepotul Marelui Napoleon s-a lăudat că, în ciuda responsabilităților sale regale, putea să își amintească numele fiecarei persoane pe care a întâlnit-o. Tehnica sa e simplă. Dacă nu auzea în mod distinct numele, spunea Îmi pare rău, dar nu am auzit clar numele tău. Apoi, dacă era un nume neobișnuit, întreba Cum se scrie? Pe durata conversației, se străduia să repete numele de câteva ori și încerca să îl asocieze în mintea sa cu însușirile expresia facială și înfățișarea generală a persoanei. Dacă persoana prezenta o anumită importanță, Napoleon depunea eforturi chiar mai mari. Imediat ce înălțimea sa regală rămânea singur, scria numele pe o bucățică de hârtie. Îl privea, se concentra asupra lui, îl fixa în memorie, și apoi rupea hârtia. În acest mod obținea o impresie vizuală a numelui, după cum și impresie auditivă. Acest proces necesită timp, însă bunele maniere, a spus Emerson, sunt alcătuite din mici sacrificii. Importanța memorării și folosirii numelor nu e doar privilegiul regelor și al directorilor de companii. Ea funcționează în cazul tuturor. Canon Nottingham, un angajat al General Motors din Indiana, servea de obicei masa de prânz la cantina companiei. A observat că femeia care lucra după teșghea avea mereu privirea încruntată. Făcea sandvișuri de aproape două ore, iar eu nu eram pentru ea decât un alt sandviș. I-am spus ce doream, a cândărit șunca pe o balanță mică, a adăugat o foaie de salată, câțiva cartofi prăjiți și mi le-a înmânat. A doua zi a trecut prin același scenariu, aceeași femeie, aceleași priviri încruntate. Singura diferență a fost că am observat exonul cu numele ei. Am zâmbit și am spus, bună, Iones! După care i-am dat comanda. Ei bine, a uitat de cântar, a pus șuncă din belșug. Mi-a dat trei felii de salată și a pus pe tavă cartofii prăjiți până au dat pe din afară. Ar trebui să conștientizăm magia conținută de un nume și să ne dăm seama că acest lucru e deținut în întregime și complet de persoana pe care o întâlnim și de nimeni altcineva. Numele e cel care diferențiază individul, care îl face să fie unic în raport cu ceilalți. Informațiile pe care le împărtășim. Sunt cererile pe care le exprimăm, și dobândesc o importanță specială atunci când abordăm situația cu numele individului. De la chelneriță la director, numele va face minuni în relațiile noastre cu ceilalți. Principiul 3. Nu uita că numele unei persoane este, pentru cel în cauză, cel mai dulce și mai important sunet.